Zi-mi ce părere ai de certificatele verzi? Cred că sunt un subiect care și-a depășit durata de viață Da? normală, din Nu, cineva îmi păcate. spunea foarte clar. Nu știu Dacă. dacă se mai poate Nu, scuză-mă, susține. greșesc. Certificate de carbon, nu certificate verzi. Da, e Iartă-mă. același lucru, la E alea mă același refeream. lucru? La alea mă refeream. Da. Cineva mă încuraja, băi, uite să știi că tu dacă faci Da, dar minim nu utilici, avem. s-ar putea să ai norocul ca într-un orizont de 1-2 ani să fii bonificat undeva între 5 și poate 20-25 de euro pe tonă. Procesul de gradare încă nu e terminat. Nu avem o legislație unitară foarte clară la nivelul Uniunii pentru evaluarea carbonului stocat, pentru că tu teoretic trebuie să fii bonificat pentru sechestrare de carbon Exact. sau pentru scăderea amprentei de carbon, scuze. Poți să faci în treaba asta, poți să ai componenta de sechestrare, dar Bine, e și o este chestie dificil cuantificabilă. de Tot, traducere. da. Concluzia este un domeniu pe care noi putem pedala? E interesant dacă ești motivat, dacă ești motivat din punct de vedere ecologic. Dar financiar mie nu mi se pare că e suficient de, nu mi se părea că e suficient de motivant să câștigi 15, 20, 30 de euro pe hectar acum un an, doi când contau. Știi Dar că oare nu am cumva e început cum făceam eu discuția. sau noi când Tu aram a, sau când dădeam nu, nu, foc? nu, nu. Discuția este în felul următor. Cât poate să îți aducă un certificatul de carbon relativ la ce costuri ai tu. Când aveai costuri de 4.000-5.000 de lei și vindeai marfa cu 6.000 de lei pe hectar sau Da. 6.500, 100-150 de lei poate contau. Acum Da. vorbim de 1.000 de euro. Acum Da, și, dar eu deci integrez totul. și subvenția va părea o glumă. Da, dar eu integrez totul. Adică, lacul de împicături se adună. Dacă eu conserv apa până minim utili sau no-till, după aceea vin cu cover crop-ul, Da, ok. după care Pentru asta, asta certificatul trebuie vine să. ca și consecință, nu neapărat ca scop Certificatul în poate sine. să fie o recunoaștere Exact. de mândrie a ta, în niciun caz financiar. Da, Când o să fie 10 lei poate. litru de motorină, o să te motiveze economia de motorină, nu ea 30 de Perfect, e euro. adevărat, dar eu deja o fac. Înțelegi? Numai că știi cum e, nu știu cum se cheamă. Da? Deci, din punctul meu de vedere, toate lucrurile pe care le facem noi cât mai natural în a agresa solul, că aici iar e o discuție, cum lucrăm, că una e să lucrezi cu tractor de 65 de cai, alta e să lucrezi cu tractor de 500 Există de o cai. cale la orice Da? nivel de dotare. Cei mai avansați în treaba asta sunt, din păcate sau din fericire, tot americanii. Există o cale să faci ce ți-ai propus la orice nivel de dotare. Sunt scule și ieftine și mici pentru treaba asta. Trebuie doar să ai înțelegerea și motivația să faci Da, schimbarea asta. da. În momentul ăsta, așa cum arată lucrurile, avem alte motive mult mai serioase să facem lucrurile astea decât certificatele de carbon. E ok că există, acolo unde există, eu până să fac schimbarea asta care a venit de curând, am reușit să reiau discuția în cadrul asociativ în care participam cu un organism care reglementează și care comercializează genul ăsta de certificate de carbon și am lăsat într-o discuție destul de aplicată să vedem dacă se va transforma în ceva sau nu. Dar, în momentul ăsta, lucrurile s-au schimbat atât de mult încât poți să-ți iei inspirația din trei alte locuri în afară de certificate de carbon. O să avem motorină cu 10 lei litru cândva.